Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi jucăm în continuare niște WWE, sper că mă aud peste ăștia care comentează bine. Programul ăsta care filmez eu mă face să mă aud mai tare decât jocul. Sper să n-am tendința să vorbesc prea tare. Mai jucăm așa niște WWE aici, văd că mă lasă Dorianu să mă ridic și nu înțeleg de ce. Ah, ce mi-a dat aici! Parcă data trecută când am făcut ăsta episod în premieră cu WWE, mulți spamați că bă, ai greșit titlul, ai greșit meciul, că gen am jucat 3 meciuri și ce meci aveam eu un titlu acolo la clip și în thumbnail era gen al treilea meci, că jucasem 3 meciuri și... Na, cum a început episodul era al meu și toți îmi ziceați, a, ai greșit titlul, nu știu ce, bă, ai greșit episodul. Așa că încep direct cu meciul pe care o să-l pun și în titlu. Dorian Popa cu Zapiu, hai să vedem ce facem. Op, stai, prinde-l. A prins el pe mine. A, ce m-a trântit ăsta. Au. Uite și ce-mi face. Ok, hai că l-am pus jos. O să fie greu să-l bat pe ăsta că are manevrul John Cena. Greu, dar nu imposibil. Uite cum mi-a dat aici. Stai că ești din ring. Mergem în ring și-l așteptăm. Tot ăsta m-a prins pe mine. Nu-i corect așa ceva. E ceva de speriat ăsta. Mai bine nu-i dădeam manevrul John Cena că e prea periculos. Bun, hai că l-am pus jos acum. L-am dat și pe dificultatea Legend, pe cea mai mare dificultate posibilă jocul, deci dacă o să pierd în prostie în următoarele episoade, aie! E jocul mai greu. Bun, și acum mai dă Zapiu aici un egg breaker. Mulți îți ziceați gen să... Uite cum s-a ridicat. Mi-a dat și reversal. Mulți îmi ziceați să îi lasă să se bată așa în 3 și eu doar să comentez. Dar n-are farmec așa că la cum e prostie artificial în jocul ăsta, în loc să-și dea finisher să termine meciul, stau și se iau la palme. Puteți experimenta și voi asta că aveți și voi jocul. Al dracu ce a vrut să-mi dea aici un punct să cad. Ia vină un coamă. Episodul următor o să fie cu SummerSlam-ul și aștept să vină și Survivor Series, că acolo am pregătit ceva interesant pentru Survivor Series, dar mai e. Apropo, a fost Survivor Series, parcă săptămâna trecută, vouă, cum vi s-a părut? Eu nu mi-a plăcut mai mult ce a fost de la NXT Wargames sau cum s-a numit evenimentul. Chiar a fost fain. Hai să vedem dacă îl putem bate pe Dorian folosindu-l aici pe Zapia al nostru. Vălurărean nostru, ungurul nostru preferat și Gamadă, nu știu să mai zic de el. Aute, aaa, ce reversal mi-a dat. Ia, atacă la mână, văd. Dă și un elbow și a făcut de semnătură. Mi-a dat. Gata, am dat acum cu You Can See Me. Și Five Knuckle Shuffle. I-au zis ambii comentatori Five Knuckle Shuffle. Stai că-mi pregătește acum Attitude Adjustment, nu sper să-l întorc. Hai că l-am întors, bun. Ia vine un coace. Pac! Treci la pedigree. Hai să-i punem pinul. O fi suficient să-l bat? Dar nu cred. 1, 2, 3. Am întors finisherul și l-am bătut. Un meci prea scurt, nu știu, trebuia să dureze mai mult totuși. Nici 5 minute nu cred că a avut. Și mi-a arătat că a dat cu Five Knuckle Shuffle-ul. I-am dat pe din greu și cam mai au fost. Hai să-l atac totuși, că prea a ținut puțin meciul. Ce avem de aici? Un Baros, perfect. Hai, ridică-te. Treci în trepte. Așa. Hai să-l mai dăm o dată aici. Îl batem puțin, așa. Frumos, elegant, cât de cât. Dă-mă treptele încoace. Hai, l-ai supărat aici pe Zapii. O să fie cam un început de rivalitate, așa că-l atacă Zapii pe Dorian. Da, bine, mi se pare că Dorian e heel, deci publicul o să fie fericit.
Aia aruncă scara de aici. Nu văd dacă dau cu capul de... s-a auzit că l-am dat cu capul de o scară de aia, dar nu cred că merită la reluare. Nici nu se mai vede Dorian, e jos pe acolo lat. Ia stați-mi să dau pe highlight reel aici. Îmi arată gen când nu asta. Nu asta, nu asta. Ah, mă, nu mi arată când i-am dat cu... Nu mi arată când i-am dat... Ok, next match. Am crezut că mi arată când l-am... Când l-am dat cu capul de... Cum se cheamă? O să știu cu eu bagul. Am crezut că îmi va arăta când o să-l dau cu capul de trepte. Dar s-a auzit pe o filmare așa un zdrângănit de la canalul video metal. Hai să văd dacă îl pot bate pe GRV-ul folosind Yobagu. În caz că nu știți, GRV-ul este cel ce are servieta Money in the Bank acum, în această serie, și oricând poate să o folosească. Hai să vedem, îl putem bate, că are overall mai mare și ăsta. Auci, m-a prins ăsta primul. Stai jos. Așa. Ta ciopul i-am dat. Auci. I-am întors, bun. Stai jos. Stai jos. Opa, întoarce și ăsta. Auci. Au știu ceva cu mâinile, tot atacă la mâini. Bine, ăsta având manevru Daniel Bryan, o să încerce mult submission, ca acum. Dar eu o să ies, pentru că nici nu m-a demagit. Ia trei jos. Poac, l-a aruncat pe spate. Măcar a fost frumos cum am terminat meciul anterior, de i-am întors attitude adjustment-ul și am dat cu pedigreu. Op, mi-a întors ăsta. Cum făcea? Că zici că n-a văzut. Ok, mă aruncă de aici și cred că mă... Ce-mi face? Ia vină omul încoa. Un headbutt. Hai, suiete pe colțul ringului să văd ce manevram de aici. Bun, hai că i-am dat-o. Facem și un taunt. Un dos de palmă să stea jos. Cam domină meciul Yobagu. Hai mă, ridică-te. Și-l mai aruncăm o dată pe spate sau aba, nu? Asta e altfel. Auci. Cred că asta o să-l cam doară. Deja l-am lăsat pe roșu, văd. Văd că nu se poate pune cu Yobagu. Sau da. Nu înțeleg de ce gen la scene de-astea am slow motion, dar mă rog, deja își pregătește comeback-ul. Trebuie să îl întorc neapărat, altfel se cam întoarce soarta meciului. Nu i-am întors. Mă aruncă în colț. N-am apăsat la timp. Nici acum. Și m-a prins. I-am întors aici semnătura. Ia vină încoa. M-a întors. M-a întors al dracu. Ia ce face, iar îmi pune submission sau ăsta e un pin? Row break, bun. Ridică-te, Yobagule. Iar mă pune la submission. Văd că da, row break. Încearcă ăsta să mă atace, să mă facă să cedez. Dar ăsta nu știe că sunt deștept și o să-i întorc acum din nou. Ia vină încoa. Sister... Ce dracu ne-am dat cu Sister Abigail-ul? Ia vino la Sister Abigail. Hai da. Pupă-l pe frunte. Sister Abigail.
Uite-l cum a rămas răstignit acolo. Pinu și row break. Hai să încerc abilitatea ăstuia să mă teleportez sau ceva de genul are. Gen să apar și să dispar. Dar trebuie să-l fac să domine acum meciul. M-a întors acum. De asta am pis să văd mai bine. Superstar info. Abilities. Nu, așa, așa, deci ce blackout. Deci doar în 1 vs 1. Activez așa. Deci când suntem în ring, să activez asta când suntem amândoi în ring. Hai să ne apăsa pe Q și E. Opa, hai că merge. L-am prins aici. Și stai jos. Trebuia să-i fi dat acum Sister Abigail. Nu mi-am dat seama de chestia asta. Băi, genial abilitatea asta. M-a întors? M-a întors. Hai că am fost prost cum am apărut și am dispărut. Mi-a dat running new. Mi-a dat running new. Ăsta era finisher-ul, cred. Sau nu știu. Sau... Hai că am întors iarăși. De ce nu am... Nu m-a lăsat să-i dau cu manevră? Nu știu. Tot ăsta mă prinde primul manevră. Opa. N-ajung la corzi. Ce dracu, mă? N-aș știu să ies din pin. Mi-am bătut joc de o frumusețe de meci. Am dat și chestia să dispar, să apar. N-am fost în stare să ies dintr-un căcat de pin. Uite, am dat și finisher-ul. Ei bine, pentru treaba asta, următorul meci va fi unul mai special. Veți vedea imediat. Și acum, după cum vedeți, ce scrie acolo în stânga jos, acela sunt eu. Mă voi bate cu Daryl Redu. Am făcut un live în care am mai creat, l-am creat parcă pe Alpaca sau nu mai știu pe cine. Și l-am avut și pe ăsta, pe Daryl Redu în beta și l-am mai modificat puțin. L-am făcut așa cu căciul în cap și cu geacă, că de, e fric și n-are bani de căldură. Și m-am remodificat, m-am făcut așa cu părul prins în coadă în spate, cam cu... Chiar îl pot prinde așa, bine, eu mai am niște șuvițe care mi-ar ieși. Mi-am făcut și ciocul ăla, bine, arăt cam ca un țigan în jocul ăsta, nu înțeleg de ce. De parcă în realitate sunt mai de doamne ajută. Hai să vedem dacă îl putem bate pe Daryl Redu. Eu am manevrele lui Dean Ambrose, Daryl Redu are manevrele lui Jeff Hardy, am zis că îi sunt potrivite. Jeff Hardy mai mult știe să arunce după corzi, cred că îi se potrivește caracterul ăsta. Stai că mă pune la pin și bine că am slow motion ăsta și să mă încurce. Și am ieșit. Bă, dar ce m-a făcut mai devreme ăla, de n-am putut să ies din pin. Iar mă pune la roll-up. Am ieșit din nou. Ăsta încearcă cu niște poziții de astea de poponar să mă facă. Aute ce mi-a dat aici. Și nu pot să dau reversal, gata, acum pot să-i dau. Și i-am întors, i-am întors. Hai să văd dacă îl pot bate pe Daryl Redu aici. Nu sunt cam înalt pe lângă el, dar știu că Daryl Redu e mai pitic ca mine. Adică se și vede, dacă zap e 1.78, Daryl Redu are cam 1.76, cred, undeva pe acolo. Eu având 1.80, îți dai seama că par mai înalt. Hai, stai jos. Mici nou cu driver și mai nu mi-are manevra asta și... Cot în căpățâna ăstuia, crede că l-apără căciula. Trebuia să-i fi scris pe căciula acolo, suprim. Un aspect ce nu prea mi-a ieșit la Daryl Redu aici e că n-am putut să-i fac buzele alea roșii. Cred că trebuie să dau pe la machiaje să-i fac buzele roșii, că altfel nu știu. Ați văzut că ăsta are buzele roșii rău. Dacă mă face el aici la chain wrestling. Hai că acum ies. Bun. Stai jos. Așa. Și trecem cu acela Perfect Plex. Ia ridică-te și mi-a întors aici. Ce voiam să zic? Da, și cam asta nu prea mi-a ieșit la Daryl Redu cu buzele alea, că le are roșii. Și după cum vedeți, am reușit să-i fac eu șuvițele alea de păr. Cum de el vopsit în spate, unde era să are părul negru și... În lateral are colorat, dacă vedeți acolo. Puneți pauză când e cu lateralul și se vadă. Dar nu mai am reversal? Ba da, mai am. I-am întors? Nu i-am întors. Iar mă pune la chain wrestling? Vă că da. Hai că am fost primul, am ieșit din nou. Bă, ce l-am păcălit? Așa. Ia vine un coa... Pac! Și dăm aici cu pumnii în față și... Aaaa!
Sincer, cam așa cred că aș da și eu ca descreieratul. Mi se potrivesc sincer manevrul din Ambrose. Mai e și născut de ziua mea pe 7 decembrie. Bine, nu și în același an, e mai mare ca mine cu aproape 16 ani din Ambrose. 16, 15, undeva pe acolo. Ambrose are 30 și ceva. Eu am aproape 19. Înțelegeți voi. Mi-am întors din nou Daryl Redu. I-am întors și eu. Ia vină cu a. Pac! L-am prins. Da, nu l-am prins prea bine. Bine că l-am lăsat jos. Hai să fac un taunt. Așa ne tăie în gâtul. Doar la figura, nu și la propriu. Hai să mai demagiuiesc ca lumea totuși. Hai să mă sui pe colțul ringului. Să-i dau un salt frumos, elegant, cât de cât. Hai, urcă. Ai obosit deja, mă? Bine, cam așa obosești și eu în realitate. Și, pac, cum a sărit aici. Mai vreau o dată, mi-a plăcut. Dar vreau să sar cu un elbow, nu cu un splash. Ia să țin așa atunci. Așa e elbow și l-am ratat. Mi-a rupt cotul, gata. Acum vrea să dea ăsta comeback-ul. Și stai jos. Hai să mă mai sui o dată. Păcat că gen n-am stat să-i schimb manevra, semnătură. Gen în jocul trecut acum două jocuri, din Ambrose avea ca semnătură un... Iarăși mi-a întors ăsta. Nu așa schimba manevra. Avea un elbow drop. Acum mi l-a schimbat în perfect plex. Și mi-a dat acum cu... ăsta cu... Cum dracu mai se zice? Twist of fate, așa mi-a dat twist of fate-ul. Avea un elbow în loc de perfect plex. Dar aia e, dacă și-a schimbat așa... Ar fi fost o discriminare să schimb manevrele doar mie și celorlalți se lasă așa. Nu mă bastu așa ușor, Redule. Ia vină un coace. Că m-ați tot zăpăcit să mă crezi pe mine, așa că n-a că m-am creat. Bine, trebuia să-mi fac părul mai ciufurin, mai despletit, dar l-am lăsat așa. Că dacă eu m-aș bate cu părul despletit, mi-ar intra în ochi. Palește-l. Mi-a întors. Și X-Factor, ce-a fost ăsta? No, ăsta voia să-i sui acum pe colțul ringului să-mi dea cu... Ia vină cu a. Îi bag de niște în ochi, ce fac? Așa. Și ia de aici, poac. Mai facem un taunt. Ce voiam să zic? Am și uitat ce voiam să zic. Ce dracu face, bă, ăsta-i atacă piciorul? Voia să-mi dea cu Swanton Bamboo, da, bine că am ieșit din ring atunci. I-am întors. De ce n-a dat în el? Eu am apăsat pe finisher și cred că mi-a luat și energia, dar văd că degeaba. Hai, mă, suiete pe colțul ringului. Ia, voi putea să-i dau catching finisher, nu știu. Ne, nu poți da catching finisher. Mi-a dat Swanton Bamboo. O ieși fără resiliency. Nu mă risc. Yes. Hai că am ieșit. Greșeala mea că mă păsar să dau pe finisher. Trebuia să-i mai dau un pump și apoi să dau cu finisherul. Uite aici în spate, parcă mai trebuia, văd că trebuia să-i mai fac niște șuvițe de-astea portocalii sau cum naiba le are. Ia trecem în coace. Și... Dirty Deeds! Row break? Nu-i row break. 1, 2, a ieșit și ăsta. A dat cu resiliency-ul și fraierul ăsta, dar ăsta nu știe că eu mai am un Dirty Deeds. Ia vino mai încoace. Așa, și acum îi punem pinul. Aute, văd că îi curge sânge și din gură. Mă, dar l-am pălit ca lumea. N-a mai ieșit acum. Ia acum îs relorile. Stai că se întâmplă ceva. What a battle.
Ia să vedem ce se întâmplă aici. Ne batem sau vrea să strângem mâna, se pare. A, așa, se pare că suntem prieteni cu Redul. Îmi zice, bravo, coaie, mai bătu, bravo, uite, mi-ai spart și capul, dă-te dracu, cam așa cred că mi-a zis. Hai că eu acum savurez victoria. Ia uite, mă. Ce țâțe mări vă cam aici. În fine, cam atât și acest episod de WWE. Episodul următor va fi cu SummerSlam-ul, unde o să avem probabil meci pentru titlul WWE. Poate o să-și încaseze GRV-ul, servieta Money in the Bank, nu știu. Și vedem noi ce meci o să avem la SummerSlam. Eu o să închei aici, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!